Deci, după cum ați înțeles în episodul trecut, o să vă povestesc care a fost primul meu job și cum l-am obținut. Dar hai să o luăm cu începutul. Aveam, cred că, 11 sau 12 ani. În jurnal nu văd să-mi fi notat și vârsta, dar pe vremea aia, tata avea un studio foto în Ostroveni. Iar Ostroveni fiind cartierul la gen Pantelimon, numai că de Vâlcea. Iar la studioul ăla, eu mi-am petrecut foarte mult timp cât eram mic. Atât înăuntru cât și pe afară, la joacă cu diversi prieteni în blocul ăla. Studioul fiind la partel, vis-a-vis de poștă, dacă știți cumva unde vine. Uite o poză. Ei bine, acolo, tata de dinainte să mă nasc eu, lucra de an bun ca fotograf pe poze alb-negru și în cele din urmă și color, fiind primul din județ pe treaba asta, care mai avea și școală de specializare, adică post-liceală în fotografie. Și credeți-mă acum că poate vi se pare o glumă, că na, toți avem un telefon în buzunar și putem face poze oricând vrem noi, dar acum 20-30 de ani lucrurile nu stăteau chiar așa. Pe atunci, dacă voiai să ai o poză de diplomă, de buletin, de nuntă, botez sau înmormântare, că da, se putea și asta, cineva trebuia să vină cu aparatură specială să ți-o facă și da, nu era ieftin. Era un fel de mini-lux. Ei bine, odată ce timpul a trecut, iar pozele alb-negru au început să dispară, iar cele color să fie noul trend în materie de fotografie, tata avea acolo în spatele studioului o cameră din aia obscură, cum ați văzut voi la Ucigașii aia în serie sau la agenții FBI, ca o cameră din aia întunecată cu lumină roșie, unde ți-agățai pozele după ce le treceai prin niște substanțe speciale. Ei bine, prima și prima oară acolo am lucrat. Bine, real mai mult ca un hobby de plictiseală pe cât stăteam prin studio și nu aveam ce face. Iar când mai venea câte o persoană cu un film din ăla vechi pe care îl voia developat, mă duceam în spate și îi pregăteam eu lui tata toate chestiile să fie la locul lor. Dar asta nu a ținut decât foarte puțin, pentru că deja de la o vreme încolo, lumea nu prea mai venea cu filme din astea vechi la făcut, trecând totul pe digital. Plus că substanțele alea de developare, din ce am înțeles eu de la tata, erau super cancerigene, deci prea mult timp stând și inhalând vaporia aia nu mi-ar fi făcut bine oricum. Dar dacă vreți, o să vă spun într-un alt clip cum funcționa fotografia pe atunci, din ce mi-a spus și mie tata. Adică, spre exemplu, ca să înțelegeți, tata avea un San Bernard din ăla mare, numit Topi. Și asta cred că înainte să mă nasc eu. Iar în parcul din Govora, lumea venea și își făcea poze cu el pe bani. Ca următoarea zi, după ce poza era developată și făcută, să revină în parc să o ridice. Da? Destul de ciudat, dar interesant. Practic, după ce era digitalul, a ajuns să fie forță și cam toată lumea să aibă măcar o cameră din aia point and shoot mică sau un telefon cu cameră decentă, toate pozele ce ajungeau în studio practic trebuiau doar puse pe calculator, retușate și apoi trase pe hârtie. Fie că era o poză de diplomă, licența, atestat, carnet de șofer, buletin, nu contează, ideea era că tot cam prin aceeași vreme eu îmi cumpărasem deja primul meu calculator decent, pe care nu mergea să mă joc World of Tanks, ceea ce aș fi vrut, ce-i drept, dar să zicem că era ok, pentru că în schimb îmi mergea Sampul, Metinul și tot ce mai era popular pe atunci, bots, dacă aș juca vreunul, nu? Bine. Și tot pe calculatorul ăla am luasem eu Photoshop. Photoshop care pe atunci nu se asemăna deloc ca interfață, cel puțin, dar nici măcar ca opțiuni, cu Photoshop-ul de acum. Dar era acolo și în programul ăla, pe care de-abia dacă puteam să-l folosesc împreună cu mouse-ul meu cu bilă, din joacă mai mult începusem să editez pozele lui tata, făcute în studio. Adică dacă venea cineva să-și facă o poză de buletin, iar fundalul nu era complet alb, să zicem, reveneam eu cu o mică modificare și era perfect. La anunț și botezuri, de exemplu, dacă cineva voia colaje de poze și cu scris pe ele gen numele mirilor undeva într-un colț, eu îl puneam. Iar pentru asta câștigam niște bani. Da, nu era un job cu contract de muncă, dar la vârsta aia, după failul cu standul de limonadă și trade-urile de Cărdel Masters, nu întrebați. Credeți-mă, era efectiv un job, un job care era și mișto pe lângă toate astea, pentru că după ce am început să mă perfecționez și pozele se iasă din ce în ce mai bine, vă dați seama că n-am ieșit opere de artă de la început, au apărut mai multe oferte, dar odată cu asta și cerințele oamenilor începând să se diversifice, mai ales de când a apărut și Facebook-ul. Adică de la: auzi băiatul, poți să-mi scoci mie pata asta de pe cămașă și să faci copacii mai verzi în spate? La: auzi băiatul, poți să-mi îndrept și mie nasul să nu fie așa cârn, să mă faci blondă dacă se poate, și auzi fata aia din spate, prietena mea din spate, ce poți să faci să dispară, să nu se mai vadă? În fine, ajunsese la un moment dat chiar să merg la nunți și botezuri, să fac poze și filmări, ca după să le pun pe CD-uri, să le editez, să le fac montaje, gen să dăm un pachet complet. Dar asta e o poveste pentru alt video. Iar pentru toate lucrurile astea, la un moment dat începusem să nu mai am timp să le fac, iar plecatul pe la nunți și botezuri nu era tocmai o activitate de stat acasă și lucrat de pe calculator. Chestiile de genul luau uneori chiar și toată ziua, pentru că te plimbi cu oamenii de la biserică acasă, apoi la restaurant și stai până seara târziu. Iar chestia asta nu se mai pupa
cu școala mea. Da, în timpul verii era ok și maxim, hai să zicem, în weekend. Dar am găsit o chestie pe care am făcut-o pe final ca să mai câștig niște bani și care nu necesita să mă plim niciunde, iar de multe ori putând să o fac chiar și de la școală când nu mă vedea nimeni. Nu te duce cu gândul prea departe, pentru că tot în zona asta de fotografii suntem. Voi ați trecut vreodată printr-un cimitir? Și dacă da, voi ați văzut pe morminte acolo că sunt diverse poze alb-negru, cele mai multe ori cu un fund alb-albastru puse pe cruci, da? Și v-ați întrebat vreodată cine face pozele alea? Ei bine, eu. Eu eram unul dintre cei care făcea pozele de genul, pentru că pe vremea aia în Vâlcea cel puțin nu mai era nimeni care să fi știut să retușeze pozele super vechi și rupte ca lumea, sau cel puțin nu știu să fi vrut vreunul, și atunci nu mă refer doar să scoată un coș sau să schimbe o culoare sau să adauge o cravată. Aici vorbesc de reconstruiri faciale efectiv și să ajungi să desenezi omul de la zero aproape. Adică să ajungi de la o poză groaznică ca asta, la o poză descifrabilă măcar ca asta, practic ce ajunsesem să fac eu era să fiu un retușator de poze de înmormântare. Sau în fine, nu neapărat, dar majoritatea pe cruci ajungeau. Și nu numai. Creepy, nu? Ei bine, de multe ori când făceam pozele alea, așa mă gândeam și eu, dar până la urmă, cineva trebuia să o facă și pe asta. Acum, ca să fim și mai creepy, șansele sunt ca dacă treceți prin cimitirile din Râmnicu Vâlcea și vedeți o poză pe un mormânt cu un fundal albastru și persoanele de cele mai multe ori alb-negru, dar uneori când s-a putut și un pic colorate, pozele alea să fie făcute de mine. Ciudat, știu, dar mișto în același timp, pentru că eu când am făcut primele poze de genul, mi s-a părut aproape imposibil la cât de rupte și degradate erau. Iar după niște muncă băgată în ele, ajungeai la ceva ce măcar înțelegeai ce sunt. Plus zâmbetul de pe fețele oamenilor când veneau cu ele așa praf în mână, făcute zob. Deci nu vă imaginați, mi-a venit oameni cu poze lipite de ziare, de foile de la albumele vechi și trebuia să le dezlipesc mai înainte ca să pot să le retușez. Și după când le dădeai înapoi gen poza refăcută, o amintire practic frumoasă pentru ei, era precious moment. A fost funny și creepy în același timp, dar era perfect cât să pot să fac și niște bani în timpul liber, plus să mai și ajuți și mă mai și jucam între timp. Până și astăzi mai am folderul cu toate pozele retușate până acum. Uite, să vă arăt așa în trecere un scroll. Nu vreau să arăt fața niciunei dintre persoanele pe care le-am făcut din respect pentru ele, dar uite aici o poză cu niște persoane din al doilea război mondial. Ăsta a fost primul meu job mai real și nu doar o încercare, cum a fost cu trade-urile de cărți sau vânzarea de limonadă pe malul râului, dar pe mine unul m-a ajutat foarte mult când eram mic, practic având ceva de făcut, nestând toată ziua jucându-mă pe calculator și învățându-mă să mă descurc, bănuiesc că undeva au contat toate astea. Desigur, aveam și un metin deschis în bară, dar mai făceam și ceva pe lângă, plus școala la care, dacă ajungem la capitolul ăsta din jurnal, o să vedeți cum a fost și acolo. Psst, psst. Băiatu, băiatu, dacă tu ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii mai jos care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrieți-mi dacă vreți să vă spun mai multe povești mișto pe care mi le-a spus și mie tata de-a lungul vieții, cum ar fi cum a câștigat el prima oară la loto, sau să vă zic mai multe despre profii mei din generală și mai ales despre proful ăla de mate. Vai, spor la ales!